Chemoterapia cu ozon este cunoscută pentru minunatele ei efecte de încetinire a îmbătrânirii și de remodelare a corpului. Pentru a se menține într-o formă cât mai bună, și majoritatea vedetelor internaționale apelează la tratamentele revoluționare cu ozon. În domeniul cosmeticii, ozonoterapie este folosită cu succes de peste 40 de ani. Ozonoterapia este un tratament revoluționar cunoscut pentru minunatele efecte de vindecare a numeroaselor boli, precum sunt afecțiunile reumatice, artrozele, dar și pentru faptul că încetinește procesul de îmbătrânire. Este folosit cu succes de mai bine de 40 de ani în zeci de țări din întreaga lume. Avem foarte multe beneficii de la el. Are un efect antiinflamator, antiseboreic, antibacterian, antiviral, antiparazitar. Deci el putem folosi cu un spectru foarte larg. E o procedură foarte mult solicitată, cu un efect foarte mare în tratamentul complex al acneei, în celulită, în hiperpigmentații, în psoriază. Cu ajutorul tratamentului de ozonoterapie bazat pe un amestec de oxigen și ozon, țesuturilor slăbite ale pielii li se oferă la nivelul celular elementul vital, esențial pentru reparație și revenire la starea de normalitate de sănătate. Fiind singur injectat, va îmbunătăți metabolismul, va diminua profunzimea ridului, îmbunătățește reacțiile de oxidare reducere, ceea ce duce la o prospețime a pielii și o stare de catifelare a pielii. Toate metodele de tratament cu ozon sunt efectuate conform unor protocoale de lucru stabilite de societățile de ozonoterapie, fapt care exclude posibilitatea unor erori de dozare. Terapia oxigen-ozon nu generează alergii sau intoleranțe și nu are reacții adverse. Vom avea nevoie de la 5-6 până la 80 ședințe în dependență de starea de avansare a îmbătrânirii. O ședință de ozonoterapie durează de la 15 la 30 de minute. Este bine ca după terminarea unui curs, pacientul să mai revină pentru 2-3 ședințe pe lună pentru menținerea unui efect stabil și de durată. Alături de mine în platoul emisiunii noastre este doamna Veronica Munteanu, medic dermatocosmetolog de specialitate. Bună ziua și bine ați revenit în platoul nostru. Bună ziua! De cât timp practicați ozonoterapia? Ozonoterapia o practicăm de 10 ani. De 10 ani, așa, experiență în domeniu deja... Da, cu experiență, da, destul de mare. Este utilizat frecvent în procedurile faciale sau în funcție de dorințele femeilor și nu doar ale femeilor? Ozonoterapia are un grad foarte înalt de aplicabilitate, atât în medicină, cât și în dermatologie, în cosmetologie. Foarte des e o parte adjuvantă a complexului în general în tratamentul acnei, în programele de întinerire, în programele de înlăturare hiperpigmentației, de tratamente în celulită, de tratamente complexe de slăbire, de întinerire. De aceea ozonul vine ca o parte ajutătoare, adjuvantă în tratamentele estetice cu o pondere destul de mare și la solicitarea pacientului, dar și la indicația medicului. Care este efectul ozonului propriu-zis? Ce face el în interiorul pielii? De fapt, dependența de concentrația care este selectată are mai multe efecte. Are efect antiinflamator, antibacterian, antiviral, antimicotic, de îmbunătățirea metabolismului, respectiv efect trofic, antioxidant, detoxifiere. E foarte binevenit la persoanele cu alergii. De multe ori injectat în programele de tratament a herpesului, fiindcă în anumite concentrații are un efect antiviral, ceea ce foarte des se întâlnește și cu herpesul toată lumea știe că e foarte dificil să te lupți. Dar în acne este remediul numărul 1, de aceea în clinică se folosește foarte pe larg în toate metodele posibile, atât ca gaz intradermal injectat, cât și în variantele de perfuzie. De la ce vârstă poate fi aplicat ozonul? Ozonul poate fi aplicat, după literatură, de la 12 ani și avut... fără limite de vârstă. Ați avut în experiența dumneavoastră și persoane atât de tinere?
care am avut, am avut adolescenți cu acne de la 13-14 ani care aveau și indicații și aveau și curajul, fiindcă e un pic dureros, și curajul ca să suporte procedura. Odată aplicat o terapie cu ozon, cu ozon, atunci când este vorba despre acnee, această acnee poate reapărea? Acnee nu se tratează doar cu ozonul. Am zis că e o parte adjuvantă a tratamentului și o singură ședință încă n-a făcut miracolul lumii. Panacea nu s-a inventat pe pământ. Sigur, e un program care pas cu pas va duce la regresie, la remisie și va fi nevoie și de careva proceduri preventive, de profilactică. Dar pe măsura ce tratamentele în complex se efectuează, într-adevăr, valorează ozonul foarte mult în tratament, de aceea nici azi nu putem să ne închipuim că putem cumva ajutora pacienții cu seborei și acnei dacă nu avem acest instrument miraculos în mână. Se folosește ozonoterapia pentru întreținerea frumuseții tenului? Ba da. Adică în scop profilactic chiar nu există nicio problemă pentru întinerire sau pentru menținerea stării frumoase. Da, da. În anumite concentrații este folosit ca program preventiv în programele de îmbătrânire. Se tolerează destul de ușor în 5-6 ședințe, efectuate odată în săptămână, la un preț foarte accesibil. Lumea îl iubește fiindcă, într-adevăr, e un remediu ca naturist care ieși pe măsura buzunarului fiecăruia, dar și cu eficacitate foarte bună. Foarte bună. Vreau să ne spuneți de asemenea, există contraindicații ale lui? Da, sunt și contraindicații. În primul rând este contraindicat în maladiile care sunt legate de trombocitopenii, hemofilii, tireotoxicoză, infarct acut, ictus cerebral acut. În cazul grave. Da, sunt și niște contraindicații. Da. Efecte adverse ar putea exista? Dacă se lucrează după protocol, efecte adverse nu se înregistrează, decât poate la persoanele cu astm bronșic se tolerează mai greu, fiindcă de multe ori persoanele au intoleranță la ozon, de aceea pur și simplu grupul acesta de pacienți nici nu se selectează pentru tratamente, pentru atât preventiv cât și cu scop de tratament. Acest protocol ce presupune? Protocolul în dependență... Am auzit și în reportaj ați spus, da. Și acum l-ați adus aminte. În dependență de scopul care îl avem. Nu putem cu aceeași concentrație să tratăm tot. De aceea, în întinerire va fi un protocol, în hiperpigmentație anumite standarde, altul, da. Anumite standarde, anumite și... concentrații, anumite pauze între ședințe, regularitatea cu care va fi indicat atât intravenos cât și intradermal va duce la efectul așteptat. Și cine stabilește aceste protocoale? Medicul, doar medicul. Medicii noștri sau există protocoale internaționale pe sunt care le-ați adaptat? Sunt și protocoale internaționale, foarte multe sunt adaptate, mai ales acolo unde sunt pacienții care necesită și alte tratamente cu alte focare de infecție, sunt foarte bine adaptate și în acest fel micșorăm cantitatea necesară de medicamente de alt gen în general, fiindcă ozonul va distribui medicamentul în un procent mai mare în organism, va ridica rata de metabolizare a lui și în așa fel chiar micșorăm și cururile de antibiotice care sunt indicate, de exemplu, în tratamentul acnei, de altfel, după standarde, luni de zile. Noi, având așa instrument în mână, indicăm o cură mult mai puțin. Mult mai mică. Mai mică. În medicină, unde este utilizat? În tratarea căror afecțiuni? În medicină, practic, în toate ramurile este indicat. În terapie, în tratamentul pielonefritelor, în tratamentul gastritelor, în maladiile orele toate, în diabet zaharat. Și ozonul este doar în formă injectabilă sau poate fi aplicat și altfel? De fapt, ce este ozonul? Este un amestec de gaz între oxigen și ozon care
la ieșire e sub formă de gaz. Și dacă avem scopul să-l introducem intradermal, îl vom colecta în anumite camere și va fi injectat sub formă de gaz intradermal. Dacă vom avea nevoie să facem perfuzii, atunci soluția fiziologică va fi barbotată, îmbogățită cu acest amestec de oxigen-ozon în conform protocolului, independență de scopul care îl avem, și atunci îi vom face perfuzia, propriu-zis, cu soluție fiziologică ozonată. Sunt diferite variante, sunt și insuflații sub formă, intestinale sub formă de gaz, sunt posibile și ozonări a uleiului, uleiului de măsline, care va avea un efect în dependență iar de protocol, sau epitelizant și în ulcer duodenal, în ulcere în genere, va fi primit intern, pe os, sau în psoriază, în alte concentrații, va fi aplicat direct pe integritatea pielii, acolo unde este propriu zis, unde sunt erupțiile psoriatice. Deci are o aplicabilitate foarte mare. Dacă este vorba despre podoaba capilară, da, de mătreață, de dermatita seboreică, ne-ar putea ajuta? Da. În trihologie e folosit foarte pe larg și în tratamentul dermatitelor seboreice, în genere în căderea părului, în alopecie. De aceea, ozonul, într-adevăr, putem afirma că e un miracol în mâinile noastre, doar să știm corect să-l utilizăm. Tot în formă injectabilă? Da, în formă injectabilă. La nivelul scalpului, tot în formă injectabilă. Mulțumesc foarte mult pentru informații și cu mare drag vă intrăm în vizită la cabinet să vedem proceduri noi. Vă așteptăm. Așadar, dragii noștri, am vorbit cu doamna Veronica Munteanu, medic dermatocosmetolog de specialitate, despre modul în care poate fi aplicat ozonul atunci când este vorba de sănătate și frumusețe.